Acest bărbat are 30 de ani și este din București. Se afla la plimbare pe un traseu montan dificil cu iubita lui și alți doi amici. Când a călcat strâmb, a făcut întorsă la gleznă, posibil fractură și nu s-a mai putut mișca. Așa că a sunat la 112 și 6 salvamontiști din Argeș au plecat de la cota 2000 pe jos spre el. A durat 3 ore și jumătate până au ajuns și l-au imobilizat în targă. Nu se mai putea deplasa. Nu era o urgență medicală, dar persoana nu mai putea să se mai deplaseze. Astfel că a trebuit să mergem la acest refugiu. Drumul până acolo durează 3-4 ore. Toată operațiunea a durat undeva la 10 ore. În zona au ajuns și doi salvamontiști de la Sibiu și s-a început evacuarea pe coborâre, cu o diferență de nivel de 1100 de metri. Din cauza vremii foarte proaste, s-a înaintat încet. Victima a fost coborâtă la Piscul Negru. Atenție mare că aici o să fie o treaptă mare. Am preluat eu, George. E la mine. Deci în coardă. Ușor. Gata, pe roată. O ambulanță smurdă a ajuns la Piscul Negru pentru îngrijiri medicale. Misiunea de salvare a bărbatului rănit la picior în timp ce se afla în zona Călțun a fost una dificilă. Ar fi fost nevoie de intervenția unui elicopter, dar vremea nu a permis ca zborul să fie posibil. Zona Călțun este cea mai accidentată zonă din țară. Dovadă că un alt grup de turiști unguri, epuizați, nu s-au mai putut deplasa și au fost îndrumați spre baza muntelui. Din refugiu Călțun am mai evacuat și un grup de cetățeni români de origine maghiară și împreună cu doi cetățeni unguri. Unul dintre cetățenii unguri prezentau o epuizare. În perioada următoare vremea se va strica. Stânca este udă, iarba este udă, deci traseele devin un pic dificile. Salvamontiștii îi avertizează pe turiștii aflați în concediu în munții Argeșului că vremea se va înrăutăți în următoarele zile.